prima cursă din cariera mea sportivă a început aici, da, la maratonul Olălteniei, în cursa de 400 de metri, pentru că la momentul respectiv nu aveam voie să particip în cursele mai lungi, deoarece nu aveam vârsta necesară, dar începând cu următorul an am concurat în cursa de 10 km, unde am și urcat pe podium de asemenea, ceea ce mi-a dat o motivație pentru viitor. Pasiunea mea a început să fie și mai mare pentru atletism. M-am antrenat ușor, ușor, pentru fiecare secundă, ca să ajung la performanță. Reușita mea cu care mă mândresc cel mai mult a avut loc anul acesta, și anume calificarea la campionatul mondial Under 20, ce s-a desfășurat în Kenya. Rezultatul înregistrat de mine și faptul că am mers la o competiție la nivel mondial mi-a dat încredere să muncesc mai mult și să mă apropii cât mai mult de baremul pentru Olimpiada din 2024 de la Paris. Energia mi-o iau de la oamenii din jurul meu, cei care mă motivează și îmi sunt alături de fiecare dată, indiferent de rezultatul meu obținut. Sunt cu World Vision de 13 ani, în birou zonal Vâlcea. Întotdeauna mi-am dorit să lucrez cu adolescenți în special. Mă stimulează și mă inspiră și pe mine. Programul Vreau în clasa noua, eu îl văd așa ca un loc de tranziție. Discutam zilele trecute cu una dintre bursierele noastre și o întrebam la ce oră se trezește. Și mi-a zis că se trezește la 4 dimineața, ca să poată să facă naveta. Numărasem eu cu ea și făcea 11 ore de la momentul trezirii până la momentul venirii acasă. Efortul ăsta este foarte mare de cerut de la un copil de liceu, iar trecerea dintre a fi în școală, în comunitatea rurală care stă și liceu, e o trecere uriașă. Prin proiectul Vreau în clasa noua, copiii primesc o bursă care este în lunar oferită, participă la activități de dezvoltare personală. Ce este preferata lor este școala de vară. Sunt din mai multe licee elevii cu care noi lucrăm și atunci e minunat să se cunoască unii pe alții și să învețe unii de la alții. Ce se mai întâmplă în proiect și chiar vreau să menționez în mod deosebit este programul de mentorat, prin care copiii care și-au dorit au fost asignați unui mentor și fac sesiuni săptămânale, în general, de mentorat. Și cu cei de-a 12 ani special avem meditații. Avem implicați în jur de 150 de voluntari care, din timpul lor și din mărinimia lor, oferă aceste meditații. Și m-am gândit la copiii care au trecut prin proiect, cu care încă țin legătura. Și mi-am dat seama că din comunitatea asta, la 40 de kilometri de Vâlcea, care are legături destul de greoaie către oraș, mă refer la navetă, și nu este una dintre cele mai bogate comunități, dimpotrivă. Știu așa, un doctorand în IT, mai știu fată care lucrează pe contabilitate într-o firmă foarte mare în zona de automotive, mai știu o tânără care lucrează ca inginer într-o companie care se ocupă cu energie nucleară. Mai știu o tânără care este inginer într-o mare companie de telecomunicații. Pentru ei, o șansă reală la poziția pe care o au la momentul ăsta a fost educația. Am avut o bursă lunară și încă o avem. Și am avut ocazia să-mi cunosc mentorul meu, cu care am o relație destul de deschisă și mă ajută pe toate planurile, îmi dă sfaturi și mai ales la fiecare competiție este acolo cu mine. Eu am niște pași pe care îi urmez și mi-am dat seama că așa este. Mai întâi trebuie să îndrăznești să visezi, după aceea să muncești pentru ce ai visat, să ai un eșec și după aceea să ajungi acolo unde ai visat, să ajungi la succes. Doar așa cred eu că poți fi un învingător.